greu să faci așa o echipă sudată, având în vedere că sunt mulți oameni noi? Păi, în toată această perioadă au venit foarte mulți jucători noi. Eu sunt de 2 luni de zile la echipă, au venit în jur de 12 jucători, dacă nu mă înșel, noi, și nu a fost ușor, dar nu mă plâng de acest lucru. Încerc să-i încadez cât mai bine în echipă și cât mai repede. Vor apărea din nou discuții, probabil și în funcție de rezultat, vis-a-vis de faptul că nu ați adus câteva piese importante din echipă. Vor apărea din nou discuții că vi s-a comandat de sus, dinspre patron. Cum ați lămuri lăsarea acasă? Ce să mi se comande? Că am spus în momentul când am venit la echipă că îmi doresc ca jucătorii să joace în 3 zile. Am făcut acest lucru, am jucat în 3 zile cu ei, am văzut că nu este ok, am considerat că am reușit să intrăm în grupe. După ce am intrat în grupe, am jucat cu ESAM, am făcut acest lucru, să jucăm în 3 zile cu aceiași jucători, și am considerat că după acele jocuri, jucătorii au nevoie de odihnă. Și de asta am decis ca acei jucători să rămână acasă. Este decizia mea, eu am decis așa. Este o strategie... Bineînțeles. Gândită împreună... Da, este clar că nu sunt singurul care decid la un club. În momentul când iau o decizie, mă consult cu staful tehnic, mă consult cu meme, cu patronul echipei, dar îmi spun părerile mele și ceea ce îmi doresc să fac. Dar asta se poate întâmpla, se întâmplă oriunde în lume. Nu doar la fotbal, și la orice firmă. Cred că nu ia o singură persoană o decizie. Luptă mare pentru echipa dumneavoastră și în Conference League și în campionat. Presiune mare. Muncă multă. Presiune mare la Steaua a fost oricând și este la orice club, și muncă mie îmi place să muncesc, sunt dedicat acestei meserii, o fac cu plăcere, cu pasiune și îmi place, eu știu, în fiecare zi că vin la antrenament, vin cu mare plăcere. Indiferent de locul în clasament? Indiferent de locul în clasament și indiferent de echipa pe care o antrenez și în ce divizie antrenez. Cum vă puteți concentra în săptămâna asta, gândindu-vă că și în weekend vă așteaptă un meci foarte, foarte greu? Dar trebuie să, eu știu, să fim focusați pe acest joc, pentru că este un joc în Europa și oricine intre pe teren trebuie să dea totul pentru a scoate un rezultat pozitiv. Apoi, după jocul de mâine seară, avem timp să ne gândim și la jocul de la Ploiești. Emoții vis-a-vis de suprafața de joc, având în vedere că jucătorii totuși ar putea risca niște accidentări și la FCSB au fost probleme. Așa este, la ce ghinioane am avut cu accentele și de când am venit eu, se poate întâmpla și pe iarbă și pe sintetic, dacă e să fie, se întâmplă pe orice suprafață. Sperăm ca mâine seară toți jucătorii să termine ok. Vă convine, vă displace faptul că se joacă pe această suprafață? Păi vedea mâine seară, dacă rezultatul este pozitiv, înseamnă că a fost ok, cum s-a întâmplat la Viking în Norvegia, când am reușit să ne calificăm. Cum a fost pentru tine când ai aflat că vei face deplasarea, că vei fi om de bază aici? Păi, deocamdată nu sunt un om de bază, dar o bucurie, vă dați seama, când faci deplasarea și ești în lot în Europa. Ce ți-a spus mister? Mi-a spus doar să am curaj și când mă bagă să mă bucur de fotbal. Și? Ai curaj? Eu zic că am. Ce știi despre Silkeborg din ceea ce ați văzut pe video? Da, întâlnim o echipă bună care joacă fotbal, încearcă să paseze, dar i-am analizat destul de bine și cred că dacă facem ce ne-am propus, nu cred că o să avem probleme. Care este prima impresie vis-a-vis de teren? Foarte mulți oameni au spus, fiind artificial, este foarte greu pentru voi, care nu sunteți obișnuiți cu așa ceva. Da, până la urmă și cu Viking am jucat tot pe sintetic și nu cred că am avut mari probleme. Cred că o să ne descurcăm destul de bine și pe terenul ăsta. Vi se dă o șansă să demonstrați, având în vedere că au fost lăsați unii jucători acasă. Nu cred că ni se dă o șansă, că nu cred că există titular sau rezervă la Steaua. Așa a decis mister, este decizia lui și trebuie respectată. Cum e pentru tine să joci pe sintetic? Nu sunt probleme. Nu? Mi-e indiferent. Ai fost și lăudat și de patronul echipei că pasezi bine, că te descurci în teren? Da, este problema dânsului, când mă bag încerc să-mi fac treaba cât mai bine. E o presiune pentru tine că joci la FCSB, la o echipă cu atâtea pretenții? Păi, La vârsta mea nu cred că este presiunea mare. Sperăm cu toți să spargem această gheață, dar suntem conștienți că va fi un meci, cum am spus înainte, foarte greu, cu, părerea mea, echipa cea mai bună din grupă. Uitându-ne mai puțin pe statistica lor din campionat, au o forță ofensivă incredibilă, 34 de goluri marcate. Are un antrenor foarte bun pe care lucrează tot timpul pe atac. De multe ori rămâne numai fundașii centrale, ce e greu să vezi în altă echipă. Și trebuie să fim pregătiți, concentrați, să putem reuși să nu primitem gol. Considerați acest meci ca un fel de revanș pentru meciul din trecut, acum 3 ani, când... Nu, noi nu considerăm un meci, zicem așa, de revanș. Era o competiție diferită și adevărul e că au meritat atunci calificarea în grupa de Champions League. Dar nu vedem cu o revanșă, vedem de jocul nostru pe care vrem să facem un rezultat pozitiv. Sunt jucători foarte periculoși, cum am spus înainte, o echipă care se bazează mult pe joc ofensiv. Sunt jucători, dar eu zic că în tot sectorul de la echipă sunt jucători cu multă calitate. Statistica la meciurile lor acasă sunt 25 de șuturi, dintre care jumate sunt pe poartă. Câteodată chiar 29. Balcani a avut 29 de șuturi. Mă sperăm să n-ai bătea șuturi și alte ocazii, dar în același timp, cum ai zis tu, avem nevoie ca Simone să facă un meci fantastic. Și cred că și cei din fața lui, adică fundașii centrali, fundașii la... Toți jucătorii, dar toți trebuie să se mobilizeze, să dea tot cea mai bun. E, până la urmă, noi n-avem ce pierde, pentru că ei sunt favoriți și să încercăm să jucăm mai descătușați, să jucăm mai bine cu mingea și să avem mai multe ocazii decât la ultimele meciuri. Poate mult spus, dar ar fi eroi dacă ar câștiga aici? 100%. La aici, v-am și spus, 9 meciuri în acest sezon, 9 victorii, 40 de goluri marcate, 3 primite. Mi se pare ceva unic. Și meciurile de acasă le cam câștigă cu 6-0, 7-0. Singurul meci care l-au câștigat la un gol diferență a fost cu Balcani, dar și acolo au dominat tot meciul. O țară în care fotbalul înseamnă ceva, ați văzut că au aici un adevărat muzeu și dumneavoastră sunteți în fotografii și cei de la Steaua jucau un Champions. Stadion fantastic. Cehia e înaintea noastră. Că de fapt cine nu e înaintea noastră? Cehia e înaintea noastră, asta este clar. Echipă în Champions League, echipă în Europa League, echipă în Conference League. Deci, nu avem ce să spunem, asta este realitatea, o știm și... Cred că și fotbalul din Cehia este... Noi am jucat anul trecut cu o echipă care era la locul 10, 11, 12 și am avut mari probleme cu Iablonec. Vă dați seama că o echipă care acum e pe locul 2 și e în formă maximă, ce meci greu vom avea și va fi un test să vedem unde suntem cu jucătorii noi care avem, pentru că până la urmă față de vară sunt vreo 8 jucători care sunt absenți, plecați, accidentați, împrumutați și au venit jucători noi, să vedem ce pot și ei. Va fi greu să alegeți primul 11 sau deja îl aveți așa în minte? Da, sunt câteva poziții în care mai mă gândesc, dar în mare e făcută echipa, mai ales că sunt și acele probleme cu Burcă și cu Bordeanu, deci în mare sunt... Ați adus și un fundaș central, am văzut. Da, nu, el s-a antrenat de câteva zile cu noi și noi avem jucători, dar nu putem să-i trecem pe listă, din păcate. Lista este foarte mică, nimeni nu ne înțelege că noi o să avem 40 de meciuri anul ăsta și, sincer, era bine să avem o listă mai mare, să putem să folosim mai mulți jucători, dar noi trebuie să le gândim la fiecare meci în parte și cel mai important e meciul de mâine. Gazonul bun și el, vă place? Da, am văzut că și la Cluj gazonul, astăzi am intrat pe el înainte să plecăm, arată foarte bine. Deci de acum nu avem cum să ne mai plângem că nu avem teren bun acasă și mă bucur că clubul a reușit așa repede să facă o treabă excelentă. Așa o presiune a faptului că trebuie să obțineți prima victorie în această grupă? Băi, așa a fost și anul trecut. În etapa 5 am câștigat, a fost presiune și în etapa 5 am câștigat, dar la CFR, indiferent cu cine joci, presiune, nu contează Europa sau campionat, mereu avem nevoie să câștigăm și amicale și tot. Sunt conștient, asta nu e nimic nou pentru mine.